Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Regiunea în Obiectiv. Un subiect care interesează un număr mare de persoane este legat de condițiile de pensionare. Legea care reglementează acest lucru și ce modificări au mai apărut. Discutăm despre toate acestea în prima parte a emisiunii, urmând ca apoi să ne destindem, ascultând și aflând mai multe despre voci de excepție ale unor copii din România care au participat luna aceasta la festivalul Enjoy Music de la Băile Felix. Dar pentru început, așa cum vă spuneam, ne interesează detalii despre condițiile de pensionare pentru anul 2021. În primul rând, care este modul de calcul al pensiei, vârsta și stagiul de cotizare necesare pentru a face acest pas? Câte categorii de pensii există? Cum se poate cumula pensia cu alte venituri? Cum se pot cumpăra ani de vechime în muncă? Cine poate primi pensia de urmaș? Și multe alte întrebări la care, în măsura în care timpul ne va permite, va încerca să ne răspundă invitata noastră. Este vorba despre doamna Mariana Sălciuan, director executiv adjunct Casa Județean de Pensii Cluj. Domnia sa este alături de noi prin Skype. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că ne revedem și ne reauzim, pentru că, așa cum spuneam la început, este un subiect de interes pentru numeroase persoane care fie se află în prag de pensionare, fie ar intenționa să facă lucrul acesta anticipat. Desigur, pentru anul 2021 nu sunt foarte multe schimbări și dumneavoastră ne-ați mai explicat cum stau lucrurile, dar e nevoie de informații suplimentare. Dar am înțeles că există modificări în ceea ce privește pensia de urmaș. Există un comunicat de presă referitor la copiii urmași beneficiari ai pensiei de urmași. Am să vă rog să începem cu această informație. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru invitație. Vroiam să aduc la cunoștință, pentru început, copiilor urmași beneficiari ai pensiei de urmași obligativitatea depunerii adeverințelor de școală, în sensul că până pe data de 25 septembrie 2021, atât copiii care urmează o formă de învățământ până la liceu sau studenții trebuie să depună fie adeverința, fie o declarație pe proprie răspundere. Copiii urmași care urmează școala liceală trebuie să depună adeverința de școală până pe data de 25 octombrie sau originalul ei până pe data de 25.10.2021. Studenții depun declarația pe proprie răspundere, urmând ca până la 25 decembrie 2021 să depună adeverința în original. În cazul nedepunerii acestor adeverințe, plata pensiei se va suspenda. E bine că ați făcut aceste precizări, pentru că, iată, există termene limite care se apropie pentru depunerea acelor adeverințe pentru copiii beneficiari ai pensiei de urmaș. Să sperăm că au recepționat informația și vor face acest pas. Revenind la pensionare, așa cum spuneam, pentru anul 2021 probabil că nu sunt încă mari schimbări, dar care este legea după care se pensionează persoanele în acest an, 2021, urmând ca apoi să vorbim despre condițiile de pensionare. Legea pensiilor și legea după care se calculează pensiile în acest an este legea 263 din 2010, lege care a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări, dar în anul 2021 nu s-a modificat nimic esențial în ceea ce privește vârsta standard de pensionare, modul de calcul, algoritmul de calcul, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană în vederea înscrierii la pensie, documentele care trebuie depuse în vederea stabilirii pensiei. Dar pentru că se preconizează să apară schimbări, foarte multă lume se îndreaptă spre pensionare, poate anticipat, poate în alte condiții, astfel încât să prindă această perioadă, pentru că se spune că e o perioadă bună pentru pensionare, având în vedere că nu știm exact ce modificări vor fi. Așadar, în prezent, în anul 2021, haideți să vedem câte categorii de pensii există. În anul 2021 se pot solicita următoarele categorii de pensii, categorii de pensii care sunt prevăzute în legea 263. Pensia pentru limite de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Am înțeles. Haideți să vedem care sunt condițiile pentru pensia clasică. Nu cea anticipată, nu cea de urmaș. Da, pensia pentru limite de vârstă se acordă persoanei
la cerere persoane care îndeplinește cumulativ două condiții, vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzut de lege. Ce înseamnă acest lucru? În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, stagiul minim de cotizare este de 15 ani. În cazul femeilor, vârsta standard de pensionare crește eșalonat în funcție de luna și anul nașterii. Vârsta standard va fi 63 de ani și va fi atinsă în 2030. Stagiul minim de cotizare, indiferent de data solicitării pensiei pentru limită de vârstă, că acum, că va fi la finalul perioadei de eșalonare, este de 15 ani. Așadar, dacă o persoană are minimum 15 ani de muncă, ani în care a cotizat la fondul de pensii, s-ar putea pensiona anticipat și nu are limita de vârstă. 65 de ani pentru bărbați, 63 eșalonat pentru femei până în 2030. S-ar putea pensiona anticipat? Orice persoană care solicită pensie anticipată trebuie să aibă realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Trebuie să facem distinție între cei doi termeni. Stagiul minim de cotizare prevăzut de lege, care este 15 ani atât pentru femei cât și pentru bărbați, și stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege este de 35 de ani. În momentul în care noi discutăm pentru bărbați și va ajunge în 2030 35 de ani și pentru femei, până atunci acest stagiu complet de cotizare crește eșalonat în funcție de luna și anul nașterii, precum vă spuneam anterior, crește și vârsta standard de pensionare în situația femeilor. Am înțeles. Poate cel mai bine am clarifica acest calcul cu un exemplu. Să luăm o persoană, o femeie, pentru că la femei, nefiind finalizată nici limita de pensionare, nici vârsta limită și iată nici acest stagiu minim de cotizare, diferă lucrul acesta de la o persoană la alta în funcție de anul nașterii. Să luăm un exemplu, o persoană născută în ce an, să zicem, 1965. Da, mergem ipotetic. Ipotetic. Pentru că, v-am spus, vârstele standard de pensionare și stagiile complete de cotizare cresc eșalonat. Este o anexă la legea 263. Să zicem, o femeie născută în ianuarie 1965 are dreptul la pensie pentru limită de vârstă în octombrie 2027 și are nevoie de un stagiu complet de cotizare de 34 de ani și 9 luni. Da? Da. Bun. Pentru a putea să se pensioneze anticipat cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, respectiv în octombrie 2022, acea persoană, doamnă, va trebui obligatoriu să aibă stagiul complet de cotizare prevăzut de lege realizat, respectiv cei 34 de ani și 9 luni realizați, perioadă în care nu intră perioadele asimilate în acest stagiu complet de cotizare, în cazul pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, nu intră și perioadele asimilate, respectiv armată, facultate, pensie de invaliditate. Am înțeles. Ci doar după ce ai făcut cei 35 de ani sau 34 și 9 luni, s-ar putea sau se vor aduna și anii de facultate sau, așa cum spuneați dumneavoastră, eu știu, perioada de pensie de invaliditate? Da, într-adevăr. Perioadele asimilate, în cazul pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, se iau în calcul. Se au în vedere, dar nu sunt evidențiate. Ele nu constituie stagiul de cotizare pentru aceste categorii de pensii. Ele vor fi valorificate atât ca și vechime în muncă, cât și ca și bani. Se va acorda punctaj pentru perioadele respective în momentul în care pensiile anticipate sau anticipate parțiale se va transforma în pensie pentru limite de vârstă. Am înțeles. Deci se va acorda acel punctaj chiar dacă în perioada anilor de facultate nu s-a contribuit cu nicio sumă. Haideți să vedem cum se calculează punctul de pensie, ca să vedem unde ar putea intra și cum acești ani de facultate după, desigur, după intrarea în pensia de limită de vârstă.
Da, într-adevăr, perioada anilor de facultate este o perioadă necontributivă, dar respectiva perioadă, stagiul respectiv de cotizare se asimilează stagiului de cotizare. Pentru perioada respectivă se calculează punctajul în felul următor. Sau punctajul reprezintă 25% din salariul mediu brut pe economie. La calculul punctajului, mai bine spus, la calculul punctajului se utilizează următoarea formulă de calcul. 25% din salariul mediu brut pe economie din perioada respectivă raportat la salariul mediu brut pe economie din perioada respectivă, salarii medii brute comunicate de către Institutul Național de Statistică. Dacă în situația unei persoane care realizează stagiul de cotizare la calculul punctajelor lunare anuale, respectiv a punctajului mediu anual, se utilizează venitul brute lunare sau câștigurile salariale brute dintr-o anumită perioadă raportate la câștigul salarial mediu brut din perioadele respective, în perioada în care am urmat facultatea, punctajul se calculează prin raportarea a 25% din salariul mediu brut pe economie din perioada respectivă la salariul mediu brut pe economie din aceeași perioadă. Practic, acest cumul nu va aduce o creștere foarte mare a pensiei. Este o creștere în cuantumul pensiei. În ecuația calculului pensiei este un punctaj care se acordă și este... Este în plus, sigur. Este în plus, exact. Este în plus, este un punctaj suplimentar. Da. Pentru femeile care au 3 sau mai mulți copii, există anumite beneficii de pensionare, eu știu, la o vârstă mai mică sau la calcularea pensiei? Nu, nu există nicio prevedere. În momentul vorbirii nu există prevedere legală privind reducerea vârstei standard de pensionare sau acordarea unor punctaje suplimentare sau alte beneficii în cazul femeilor care au născut 3 sau mai mulți copii. Dar până acum parcă exista pentru femeile cu 3 copii. Se puteau pensiona? Da, a fost o prevedere legală pe legea 3 din 1977, lege 3 care a fost abrogată începând cu 1 aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a legii 19. Din păcate, poate că meritau aceste doamne care, iată, au născut 3 sau mai mulți copii să aibă anumite beneficii, măcar scăderea vârstei de pensionare, pentru că, nu-i așa, au de lucru acasă pentru 3 copii. Dar asta este, să vedem ce va aduce anul viitor. Continuăm. Cumulul pensiei cu alte venituri, pentru că, desigur, multe persoane ar dori să se pensioneze anticipat pentru a se angaja ulterior altundeva. Cum și în ce condiții este posibil? De la început trebuie să fac următoarea precizare. Pensia poate fi cumulată cu salariul în anumite condiții, expres prevăzute de lege. Și aici vorbim exclusiv de cumulul pensiei pentru limită de vârstă cu salariul. Nu putem să vorbim de pensia anticipată parțială, care poate fi cumulată cu venituri de natură salarială. În momentul în care noi discutăm, prevederea legală este în felul următor. Pensia pentru limită de vârstă poate fi cumulată cu venituri realizate din orice activitate, indiferent de nivelul veniturilor respective. Aici vorbim atât de pensia pentru limită de vârstă la vârstă standard, cât și de pensia pentru limită de vârstă cu vârstă standard redusă. În situația persoanelor care au lucrat în condiții speciale, deosebite, condițiile grupei 1, condițiile grupei a doua de muncă, persoane care au lucrat un anumit stagiu de cotizare în condiții de handicap, persoane care au lucrat la fel un anumit stagiu de cotizare ca și nevăzători, sunt situații expres prevăzute de lege unde vârsta standard de pensionare poate fi redusă. Acea categorie de pensie este pensie pentru limită de vârstă, pensie care poate fi cumulată cu orice alt venit, indiferent de nivelul venitului respectiv. Dacă ne raportăm la pensia anticipată sau pensia anticipată parțială, aici discutăm de cumul, dacă putem să-l numim cumul, în sensul că o persoană care beneficiază de pensie anticipată sau pensie anticipată parțială poate să realizeze venituri din activități independente. Adică o persoană care are o persoană fizică autorizată poate să realizeze venituri și nu are obligativitatea plății CASE-ului. Sunt prevederi cuprinse în codul fiscal.
este singura modalitate de cumul a pensiei anticipate, respectiv a pensiei anticipate parțiale cu anumite venituri. Putem să vorbim de, de același cumul și aceleași condiții și în cazul pensiei de invaliditate gradul 1 sau 2, care poate fi cumulată cu venituri realizate din activități independente, în cazul pensiei pentru pensie de invaliditate gradul 3. Aici, orice persoană care beneficiază de pensie de invaliditate gradul 3 poate să realizeze venituri de natură salarială, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu condiția ca norma de muncă să nu depășească 4 ore pe zi. De ce? Pensia de invaliditate gradul 3 se acordă persoanelor care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ceea ce înseamnă că cealaltă jumătate, respectiv 4 ore pe zi, maxim 4 ore pe zi, poate să realizeze activități de natură, din care să obțină venituri de natură salarială. Pensia de urmaș, pentru că și în cazul pensiei de urmaș putem să vorbim de cumul, copiii urmași până la 16 ani, dar nu este cazul, sau studenții pot să realizeze venituri, indiferent de nivelul veniturilor respective, soțiile care au dreptul la pensie de urmaș pot să realizeze venituri până la 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurării sociale de stat. Am înțeles. E foarte complicat, sunt foarte multe situații particulare care modifică, iată, fie vârsta, fie stadiul de cotizare. Cum se reduce, de exemplu, vârsta de pensionare în cazul persoanelor care au prestat activitate în condiții deosebite sau în condiții speciale? Și care este diferența între aceste condiții deosebite și condiții speciale? Da. Persoanele care au realizat stagii de cotizare în condiții speciale de muncă sau condițiile grupei 1 de muncă până la 1-4-2001, cele două categorii se asimilează, vârsta standard de pensionare se reduce proporțional cu timpul efectiv lucrat în condițiile speciale de muncă. Dar ce presupun aceste condiții speciale de muncă? Condițiile speciale de muncă sunt expres prevăzute de lege. Unitățile, respectiv meseriile, funcțiile care se încadrează în condiții speciale de muncă sunt expres prevăzute de lege. Putem să povestim despre articolul 30 din legea 263, unde avem condițiile speciale, respectiv persoanele care realizează sau lucrează în subteran, minerii, cei care realizează cel puțin 50% din programul normal de lucru în subteran, deci unitățile miniere. Vorbim aici de cei care lucrează în aviație, personalul civil navigant, aeronautic navigant. Sunt meserii care le regăsim în anexa numărul 1 la legea 263. Vorbim de unitățile și funcțiile care se regăsesc în anexele 2 și 3 la legea 263. Vorbim de cei care realizează activități profesionale în domeniul artistic, funcții care se regăsesc în anexa numărul 4 la legea 263. Vorbim de anumite categorii de personal care a lucrat în sectorul de construcții navale, cei care lucrează în industria de armament, cei care au lucrat și lucrează în continuare în unități care se asimilează hidrocentralelor pe cărbune, respectiv extracției de cărbune. În mare v-am prezentat categoriile de personal care le regăsim la anexa, la punctul 30, respectiv condițiile speciale. Și aceste condiții speciale reprezintă grupa 1 de muncă? Fosta grupa 1 de muncă, da. Până la 1-4-2001, aceste meserii, funcții, unități se încadrau în condițiile grupei 1 de muncă. Odată cu intrarea în vigoare a legii 19-2001, ele s-au transformat și au fost asimilate în condiții speciale de muncă, condiții care au fost preluate și de către legea 263 din 2010, care a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011. Reducerea
Da, și cum modifică speciale această muncă prestată în condiții speciale sau grupa întâi de muncă vârsta de pensionare? Câți ani trebuia să lucreze în astfel de condiții și, practic, ei câți ani reprezentau la calculul pensiei? Da, vârsta de pensionare, vă spuneam și adineauri, se reduce proporțional cu numărul anilor, ani întregi, realizați în condiții speciale sau grupa întâi de muncă. Vă dau un exemplu. La 10 ani de condiții speciale de muncă, vârsta standard se reduce cu 5 ani. Adică un bărbat care are vârsta standard de pensionare 65 de ani, are lucrat 10 ani în condiții speciale de muncă și are realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, respectiv 35 de ani, poate să solicite pensie pentru limită de vârstă cu vârstă standard redusă la 60 de ani. Deci, practic, se reduce cu jumătate în cazul vârsta, adică anii lucrați. Ai lucrat 10 ani, dar, practic, se consideră 15 lucrați. Și atunci da, se reduce vârsta se acordă, cu acei 5 ani. Se acordă. Sunt două lucruri diferite. Una este reducerea vârstei standard de pensionare, adică numărul de ani în minus în vederea înscrierii la pensie limită de vârstă, și alta este sporul de grupă care se acordă. În condițiile speciale, sporul de muncă de grupă coincide cu numărul de ani reduși, adică la 2 ani de zile avem un an în plus. Exact cum spuneați dumneavoastră, dacă are 10 ani lucrați în grupa întâi de muncă sau condiții speciale de muncă, la stagiul complet de cotizare se va adăuga un spor în ani, ca și vechime, încă 5 ani. Am înțeles. Și grupa a doua, ce presupune ca și condiții de muncă și apoi, desigur, cum influențează vârsta de pensionare? Ca și condiții de muncă, grupa a doua de muncă, acordarea grupei a doua de muncă era reglementată înainte de a 4-a 2001 prin acte normative expres prevăzute la vremea respectivă și pot să vă spun în mare ordinul 50 din 90 care a reglementat majoritatea grupelor de muncă și grupa a doua și grupa a întâi. După a 4-a 2001, pentru a beneficia de condiții deosebite de muncă, angajatorii au avut obligația de a întocmi anumite documentații în vederea aprobării și primirii unor avize pentru a putea fi încadrate anumite meserii, secții, anumite unități, pentru că sunt unități sau foste fabrici sau actuale fabrici unde o parte din muncitorii sau din cei care lucrează acolo beneficiază de condiții deosebite de muncă și alții nu, în funcție de secțiile în care își desfășoară activitatea, de nivelul de noxe, de condițiile de muncă pe care le au. Aici vorbim de grupa a doua de muncă până la a 4-a 2001, condiții deosebite de muncă după a 4-a 2001, reducerea vârstei standard în funcție de numărul de ani lucrați se face tot așa proporțional cu numărul de ani lucrați. Aici avem un tabel în legea 263, este o modificare a legii 263 în forma ei inițială, unde se acordă pentru fiecare an lucrat reducere de 4 luni. Iar ca și spor de grupă, ceea ce discutam la grupa întâi de muncă, unde avem la fiecare an 6 luni sau la 2 ani un an, aici la 4 ani avem un an în plus ca și vechime efectivă în muncă. Până la urmă, doar specialiștii pot calcula cel mai bine, cei care doresc să afle exact cum se pot pensiona, unde se pot adresa. Există vreun site specializat în care poți să introduci datele și astfel să afli vârsta la care te vei putea pensiona și, desigur, condițiile? Pe site-ul instituției noastre se găsesc condițiile care trebuie să îndeplinite în vederea pensionării. Din păcate, noi nu avem atribuții. Noi ca și instituție nu avem atribuții de a calcula, de a face calcule estimative, de a vedea. Dar oricine se prezintă la ghișeele instituției noastre sau la audiențe, noi calculăm în mare și facem o
o idee, ne facem o idee legat de numărul de ani realizați în condiții speciale sau deosebite de muncă și putem să-i spunem celui interesat dacă îndeplinește sau nu condițiile în vederea solicitării unei pensii pentru limită de vârstă cu vârstă standard redusă. Doamna Stălcioan, cum putem să ne cumpărăm ani vechime? Da, există posibilitatea cumpărării anilor de vechime. Vorbim de o prevedere legală în vigoare până anul viitor, în 31 august. Vorbim de ordonanță 163. Putem să ne cumpărăm vechime în urmă, pe orice perioadă, de la data încheierii contractului, perioadă în care nu avem realizat stagiul de cotizare. Nu putem să cumpărăm vechime dacă, de exemplu, am fost la facultate și eu vreau să cumpăr vechime să am un punctaj mai mare. Putem să cumpărăm vechime, exact cum am spus, doar pentru perioadele unde nu avem contract de muncă. Putem să cumpărăm vechime pentru o perioadă de 6 ani maxim. Contractul de muncă se încheie în formă scrisă, documentele se depun la sediul casei de pensii, orice persoană interesată vine, noi verificăm pe fiecare în parte dacă pentru perioada respectivă se încadrează să își încheie contract de asigurare sau nu. Vechimea dobândită ca urmare a încheierii contractului de asigurare poate fi valorificată exclusiv la pensie pentru limită de vârstă. Vreau să se înțeleagă și repet, vechimea respectivă se folosește exclusiv la pensie pentru limită de vârstă, nu la orice altă categorie de pensie. Contribuția reprezintă 25% din salariul minim pe economie din momentul încheierii contractului. Dacă o persoană dorește să-și încheie contract de asigurare astăzi, contribuția pe care dumnealui trebuie să o plătească pentru o lună, două, cinci sau șase ani este 25% ori salariul minim pe economie în vigoare astăzi. Am înțeles. Data. Contribuțiilor se poate face o dată sau în tranșe lunare, dar nu mai târziu de data de 31 august 2022, când încetează prevederile ordonanței. Dar o persoană care, să spunem, nu are venituri, dar dorește să beneficieze de pensie, cum poate să contribuie și mai ales cu ce sumă ar trebui să contribuie astfel încât să beneficieze la un moment dat de pensie? Orice persoană care nu are venituri sau da, nu are vechime. Nu are venituri. Nu lucrează. Dar nu lucrează. Ar putea să-și plătească cumva contribuția pentru pensii, nu? Astfel încât să beneficieze de pensie. Da, poate să-și plătească contribuția pentru pensii. Fie, conform ordonanței 163, cumpărare de vechime din urmă pentru maxim 6 ani sau să-și încheie un contract de asigurare conform legii 263, contract care are aplicabilitate din momentul înregistrării lui la casa de pensii și care produce efecte pe viitor, adică va dobândi vechime de acum încolo. Va trebui să cotizeze să facă minim 15 ani pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare. Ar mai fi, desigur, multe întrebări, mai ales de la cetățeni, pentru că fiecare caz este particular și, așa cum spuneați și dumneavoastră, depinde exact de data nașterii, de câți ani a lucrat, unde a lucrat, grupa de muncă. Deocamdată atât ne-a permis timpul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile oferite. Sperăm că am fost de folos și vă mai aștept și altă dată. Și eu vă mulțumesc mult, dar vă rog să mai mi-acordați un minut pentru a face o precizare. Sigur. Referitor la copiii urmași ai persoanelor refugiate, respectiv la aplicarea prevederilor legii 154 din 2021. Suntem bombardați cu persoane care vin să depună cererile. Trebuie să știe că aceste cereri se pot depune până în 31 decembrie 2021. Drepturile se acordă și se plătesc începând cu 1 ianuarie 2022. Sunt deschise ghișeie pentru preluarea acestor cereri, atât la colegii noștri de la Casa Locală Turda, Casa Locală Dej, începând de săptămâna viitoare, vom fi și la Huiedin, și la Gherla, și la Câmpia Turzii. Rugămintea noastră este să ne înțeleagă, să meargă și în teritoriu să depună cererile și să știe că nimeni nu va rămâne fără a fi înregistrată cererea.
Reținem data de 31 decembrie 2021, drepturile acordate cu 1 ianuarie 2022, iar ulterior acestei date, oricine depune cerere și oricine care îndeplinește condițiile poate să depună cerere, drepturile se vor acorda cu 1-a lunii următoare depunerii cererii respective. Vă mulțumesc foarte mult și pentru aceste precizări, sunt sigure, sunt binevenite. O zi bună în continuare și vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc! La revedere! Noi mergem mai departe. Emoții mari în prima zi de școală la Cluj-Napoca pentru copii, dar mai ales pentru părinți. Cu toții speră ca orele să se țină în format clasic în acest an școlar, al doilea care se desfășoară în pandemie. Spre deosebire de anul trecut, când părinții nu au putut participa la festivitățile de început de an, acum acest lucru a fost posibil. Festivitățile au avut loc în aer liber, iar pe parcursul acestora s-a purtat în permanență mască. Noul an școlar a început cu emoții, cu speranță, dar și cu îngrijorare vis-a-vis de modul în care se vor desfășura cursurile, în cazul în care incidența cazurilor COVID-19 va continua să crească. Da, suntem pregătiți. Noi am desfășurat niște inspecții tematice în școli. Toți au stocuri de mărci, de dezinfectanți, au făcut curățenie, au igienizat. Avem resursă umană în toate școlile. Sigur că mai sunt școli în care se derulează încă lucrări de reabilitare, de reparații, dar ele nu afectează desfășurarea procesului didactic. Peste tot s-au găsit soluții astfel încât copiii să fie în regulă, să fie în siguranță la școală. În cadrul școlilor există circuite de acces pentru elevi și profesori, coridoarele și clasele fiind totodată dotate cu dispensere cu dezinfectant. Purtarea măștii este obligatorie pe parcursul orelor, except în cele de educație fizică. Primarul Emil Boc a fost prezent la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Liceul Teoretic Avram Iancu. Edilul a fost întrebat ce părere are vis-a-vis de faptul că la Antold petrecăreții au stat fără mască, iar la școală această măsură este obligatorie. El a spus că regulile nu se discută și că specialiștii din sănătate sunt cei care trebuie să comenteze acest aspect, încurajând clujenii să se vaccineze. Apropo de Antold, s-a arătat că pandemia poate fi învinsă dacă ne vaccinăm. Acolo au fost toți vaccinați sau cu o formă de test la zi și asta arată că viața noastră poate să aibă un curs normal. Dar avem o singură condiție, să fim responsabili. Edilul a menționat totodată că și în această vară s-au făcut investiții în infrastructura școlară. În această vară s-au lucrat în 24 de școli, de 24 de șantiere. Pe lângă acestea se mai adaugă școlile noi care se creează în Cluj, atât la Iuliu Hațegan, cât și la Onisifor Ghibu. Sunt școli cu câte 24 de săli de clasă, corpuri noi de clădire pe lângă cele existente și alte proiecte care le avem în lucru, precum zona aceasta, Bălcescu, care este deja în concurs de soluții și alte unități școlare. Cei mici au fost emoționați de sunetul primului clopoțel și mai ales de întâlnirea cu doamna învățătoare. Ai emoții în prima zi de școală? Puține. Vine și sora ta la școală acum. Da, știu. Se poate să ne întâlnim în pauza mare din curte sau la cantină. O să ai grijă de ea? Da. Și ce îi recomand așa pentru începutul de an? Să se distreze. Cum este prima zi de școală? Emoții? Da, am foarte multe emoții. Aștept să te întâlnești cu doamna învățătoare? Da, și cu foarte multe abia aștept și abia aștept. Da, cred că vin în mod natural emoțiile astea, mai ales că primul copil, prima zi de școală. Da. Ce așteptări aveți de la acest an? Eu, sincer, aștept să nu mai fie școală online. Este absolut superbă și emoționantă pentru noi, fiind cu primul băiat la școală și prima experiență de genul acesta, absolut, da, emoționant. Ce așteptări aveți de la acest an? Ce așteptări avem? Sperăm să fie un an cât mai aproape de normalitate, sperăm să putem merge la clase și nu pe sistem online, până la urmă și noi lucrăm și avem nevoie să ne dedicăm timpul pentru, și pentru job și pentru copil, dar am preferat totuși dacă se poate să vină la clasă. Anul școlar a început cu prezență fizică în toate școlile de pe raza municipiului Cluj-Napoca, rata incidenței la 1000 de locuitori fiind de 1,94.
Vă spuneam că în partea a doua vom asculta și vom afla mai multe despre voci de excepție ale unor copii din România care au participat la festivalul Enjoy Music, desfășurat la Băile Felix în această lună. Festivalul a inclus două categorii, soliști și grupuri. În această ultimă categorie puteau participa un număr nelimitat de copii cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani. La această categorie, locul întâi a fost câștigat de membrii grupului Armonia Music din Cluj, pregătiți de Rada Stan. Grupul Armonia Music a câștigat la acest concurs numeroase premii. Două premii întâi, un premiu 2, un premiu 3 și două premii speciale. Un palmares bogat care ascunde în spate multă muncă. Despre toate acestea vorbim în continuare cu invitata noastră, Rada Stan, profesor coordonator grupul Armonia Music. Bună ziua, Rada! Bună ziua și bine v-am găsit! Felicitări pentru aceste rezultate excepționale, dar, așa cum spuneam, în spate se ascunde multă, multă muncă. Cum s-a desfășurat acest eveniment? Acest festival s-a desfășurat puțin altfel decât multe alte festivaluri. A fost un festival cu preselecție, adică noi am trimis filmări, am trimis materiale, un dosar întreg, prin care ne-am înscris la preselecție. Cei care au trecut preselecția au ajuns la Băile Felix, unde ne-a așteptat o scenă, lumini, sunet, juriu de excepție și au putut evolua pe scenă piesa admisă în concurs. Și după această evoluție pe scenă a venit gala, care a premiat un număr mic de concurenți, dar cu atât mai valoroase și mai așteptate au fost acele premii. Așa cum spuneam, v-ați întors cu numeroase premii. Am să te rog să ne vorbești despre ele și mai ales de protagoniștii. Cum îi cheamă pe acești copii talentați? Armonia Music a fost prezent la Băile Felix, la acest festival, cu Nadea Erchedi, premiu special, Caterina Racovițan, care este mai la început și a fost a doua oară pe scenă, Luana Lăpușan, Adalia Ani, care a luat premiul întâi, Marc Mitrașcă, Medea Pavelia, Cristiana Morar, care a luat premiul 2, Daria Niculai, Helga Stălășii, care a luat premiul 3 și, bineînțeles, grupul Armonia Music, care a luat premiul întâi la categoria grupuri. Acest grup este format din Adalia, Luana, Aida Petrina, Carolina Racovițan, Medea, Cristiana și Mar. Practic, câți membri are grupul acesta care a luat premiul întâi? 6? 7. 7. Am greșit 7. Puțin numărătoarea. Cât timp 7? Se pregătește o piesă pentru un astfel de concurs? Cât timp munciți împreună copil-profesor, astfel încât pe scenă să iasă produsul finit care, iată, vine cu premiul întâi? Toate aceste momente de grup sunt cu atât mai dificile cu cât acești copii trebuie să lucreze împreună. Ceea ce nu este foarte ușor. Această piesă, Noi Patrioți, a fost scrisă special pentru Armonia Music. A fost scrisă de către compozitorul orădean Gabriel Băruță. Pe această cale dorim să-i mulțumim pentru această piesă scrisă pentru noi. A fost nevoie de o coregrafă care să ne îndrume pe părțile de coregrafie. Am cumpărat costume, ne-am întâlnit și am repetat. Ce pot să zic, de prin luna ianuarie lucrăm la această piesă. Am fost prezent și la Mamaia Copiilor cu această piesă la secțiunea Creație, unde am luat locul 3. Și sperăm să o mai putem cânta anul acesta și anul viitor pe cât mai multe scene. Este o piesă care ne place, care place copiilor. Și după atâta muncă, răsplata este acolo pe scenă, când vezi că toate merg așa cum trebuie și te bucuri de moment. Telespectatorii vor putea asculta piesa grupului, dar în încheierea intervenției Radei, acum avem pregătit videoclipul Adaliei. Vorbește-ne puțin despre Adalia și numele ei de scenă. Am înțeles că este Lady Adalia? Da, numele de scenă este și numele canalului de YouTube. Adalia a luat locul întâi la secțiunea ei de vârstă și a făcut parte din acest grup. Și ce vârstă are? 13 ani. 13 ani, este din Cluj-Napoca și pentru acest grup a înlocuit-o pe Francesca Bumb. Noi am repetat acest grup de 7 persoane. Da, da, am înțeles că a câștigat locul întâi la soliști. Da.
Despre dar această piesă ajutat... pe care vrem să o ascultăm în momentele următoare se cheamă Mama, din câte am înțeles, da? Bun, haideți să ascultăm piesa și telespectatorii să audă această voce minunată, după care revenim. Am ascultat-o pe Adalia, o fetiță de 13 ani, extrem de talentată, cu o piesă sensibilă, Mama. Cine a scris piesa? Piesa este un cover după piesa cu același nume, Mama, din repertoriul lui Ștefan Bănică Junior. Am făcut o variantă, bineînțeles, împreună cu Adalia și împreună cu oameni din București care au lucrat la videoclip și la această piesă. O variantă care îi se potrivește foarte, foarte bine Adaliei și e o variantă mai sensibilă și am sperat și, să și cu placă care, iată, oamenilor. A câștigat locul întâi. Știu că în acest weekend au fost prezente două eleve ale grupului Armonia Music la un festival la Sibiu. Despre ce este vorba? Este un festival aflat la 7-a ediție la Sibiu, un festival național foarte, foarte frumos. Lisa Maria Banei a câștigat trofeul categoriei, Cristiana Morar, tot trofeul categoriei, și Marc Mitrașca a fost invitat în recital, el câștigând anul trecut
unul din marele trofee și astfel a primit invitația de a cânta în recital în anul următor, adică acum, în acest weekend. Deci au venit cu premii și de acolo, chiar dacă eu de această dată nu am putut merge cu ei, dar voi fi alături de ei la următoarele concursuri și evenimente din această toamnă. Care vor fi aceste următoare evenimente? Înainte de a asculta piesa grupului care a luat locul întâi, spune-ne aceste proiecte și festivaluri care urmează să se deruleze. În perioada 24-26 septembrie vom fi la Baia Mare, la un festival cu tradiție. În luna noiembrie vom fi la Oradea, la un festival foarte, foarte frumos. Vom avea două proiecte alături de cei de la Scena Urbană. Încă nu știm datele, dar o să trimit mai multe amănunte și vă vom ține la curent. Este vorba de orchestre, este vorba de trupe, de proiecte, așa cum ne place nouă să facem cu cei de la Scena Urbană, mai deosebite, mai altfel în locații din oraș sau de lângă oraș cu istorie. Astfel, vom avea destul de mult de muncă în această toamnă și sperăm să fim sănătoși, să avem putere de muncă, să începem cu bine anul școlar, să ne programăm repetițiile și proiectele. Și pe această cale doresc să le mulțumesc părinților, care sunt echipa mea. Un profesor nu poate face cu un elev performanță fără sprijinul și fără susținerea părinților. Mulțumesc pe această cale tuturor părinților din Armonia Music. Mulțumesc pentru încredere. Am înțeles. Îi felicităm și noi, și pe părinți, și pe copii, și pe tine pentru eforturile pe care le depuneți, astfel încât să veniți cu aceste premii. Și îți mulțumesc pentru prezența în emisiune și dăm voie ca acum să-i invit pe telespectatorii noștri să asculte piesa interpretată de grupul coordonat de Rada Stan de la Armonia Music, care a luat locul întâi. Eu sunt mic, dar înțeleg destul. Nu e prea complicat când privesc în jur. Un paradis pierdut care merită mai mult. O nouă generație plină de creație. Avem note maxime, talentați cu grație. Noi nu vrem migrație, avem vise mari, lăsați-ne! Nu e un joc, gândiți-vă și voi. Aici între Carpați viitor suntem. Iar ca o rugăciune înainte de culcare, mă gândesc că sunt român și de asta mă dau mare. Suntem noi patrioți, ne mascăm pe ghioți, care vor să ne vândă până în ultima secundă. Suntem noi patrioți, ne mascăm pe ghioți, că noi suntem armonia. Și ca într-un manuscris seara când sunt solo, îmi imaginez că am fost acolo. Cu Enescu, Eminescu, Cuza și Vladimirescu, cu Mihai Viteazu și Ștefan cel Mare. Nu-i un joc, gândiți-vă și voi. Istoria românilor e plină de eroi. Iar ca o rugăciune înainte de culcare, mă gândesc că sunt român și de asta mă rog mare. Nu mai e mult până toți vom înțelege că nici noi, nici voi, nici cei care vor veni nu sunt mai presus de lege. Noi patrioți, ne mascăm pe ghioți.
Aici se încheie regiunea în obiectiv. Sperăm ca informațiile oferite de doamna Mariana Sălcioan, director executiv adjunct la Casa Județeană de Pensii Cluj, să vă fie de folos. Îi felicităm încă o dată pe copiii de la grupul Armonia Music și pe profesoara lor, Rada Stan, pentru rezultatele excepționale obținute la festivalul Enjoy Music, desfășurat luna aceasta la Băile Felix. Eu sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă doresc numai bine. La revedere!